făcut parte din echipa trustului de pe Pache Protopopescu, dar la un moment dat și-a dat seama că vrea mai mult. Reușitele celor din jurul său poate au fost cele care l-au determinat să dea televiziunea pe online. Și n-a greșit deloc. Ar fi reușit astfel să strângă o avere frumușică. Nu a fost ușor pentru că, deși proiectele curgeau, George Buhnici părea să nu găsească cheia succesului. De mulți ani a fost nevoie ca toată activitatea să-i aducă profit, timp în care l-ar fi măcinat invidia. Sunt tolerant cu oamenii care vorbesc uneori urât, pentru că înțeleg că nu sunt rău intenționați. Toți avem o distorsionare a realității. Și eu înțeleg aiurea, adică și eu mai am hate în program sau mă uit la cineva cu invidie. Nu invidie în sensul ăla simplu, mă uit la cineva și nu am întotdeauna încredere că e bine intenționat. Dar uneori sunt și invidios pe unii care au reușit mai repede. Îmi zic, de ce a reușit ăla mai repede? Cu ce e el mai bun ca mine? Mă mai gândesc câteodată la asta, noi nu percepem realitatea, noi o reconstruim în creierul nostru după cum noi imaginăm că e, după baza unei scheme simple.